Iar ocupat, de o jumătate de oră. Cu cine o vorbi, Matilda mea? Probabil că cu prietena ei, Cristina. Da, da, dragă Cristina, nu se mai poartă dungi, se poartă picățele. Da, pe atunci, Ionasca, de ce și-o fi comandat unde piese în dungi? Ah, ca să o facă pe grozava, nu știi? Ocupat, ocupat! Alo, 02, deranjamente? Deranjamente, ce doriți? Fiți, vă rog, amabile, nu știu ce se întâmplă cu numărul 630349. Sunt de o jumătate de oră și... Un moment! Nu interveniți, vă rog! Nu e deranjat, e ocupat. Da, nu-l puteți dezocupa? Nu. Ascultă, cunoașteți dumneavoastră vreun abonat în Balta Albă, blocul ZN2, etajul 6? Să se ducă repede la nevastă mea să-i spune să lase telefonul liber, că am să-i fac comunicări urgente. Vă credeam mai serios? Sunt foarte... Nici nu mă crede, am închis. Ocupat. Probabil sunt la concluzie. Alo, televiziunea? Da, ce doriți? Puteți să dați un anunț urgent? Ce anunț? Notați, vă rog. Costică Decu roagă insistent pe soția lui Matilda să lase telefonul liber care să-i facă comunicări importante. Aveți umor. Adresați-vă redacții de varietăți. Au nevoie de scene de vesele. Alo? IPPP-ul, interior 77. 777! Alo? Alo, Miltiade? Eu sunt Costică. Ce faci, dragă Costică? Fac rău. De ce? Pentru că nu pot să vorbesc cu nevastă mea la telefon. Nu știu, am să-i comunic ceva urgent. Sună ocupat? Da. Vorbește de o jumătate de oră, probabil, cu nevastă ta. Abia au făcut încălzirea. Ascultă, nu cunoști o metodă să putem întrerupe convorbirea? Numai un cutremur sau un incendiu. Da, dă-mi o soluție. Poate dacă cere provincia. Provincia? Mi-ai dat o idee excelentă. E inutil, ocupat. Ocupat. Alo? Interurbanul? Interurbanul, vă rog. Duduie, nevastă-mea vorbește de o jumătate de oră la telefon. Nu e un record. Știu, dar spuneți-mi. Dacă eu chem un cumnat al meu de la Baia Mare și îl rog să dea el telefon la București, dumneavoastră puteți întrerupe convorbirea? Nu, interurbanul nu poate întrerupe pentru a da provincia. Da, o clipă. Cu străinătatea, se întrerupe? Da, format 07. 07, vă mulțumesc. 07. Alo? 07? 07, internaționalul, vă rog. Duduie, dați-mi, vă rog, Parisul. Paris, hotel... Hotel Majestic. Auzi, cum pom? Și acum 2 ani, când se purta Iunii, Ionesca umbla în duș, dragă. Și pe urmă și-a mai făcut și pălăria aceea castron. Unde or avea atâtea resurse? Parisul la telefon. Alo! Parisul! Păi, Jecut? Jecut? Unu! Decu, eu sunt! A? Grigoraș? Ui! Grigoraș! Isi Costică din București. Aha! Comand te descurci acolo? Cum si, cum sa? Bravo! Uite! Știam că, je sais că tu ești în delegație la Paris, da. Și vroiam să te rog ceva. Nu, te rog, nu mă ruga nimic, am foarte multe obligații, comisioane, nu pot, nu pot nimic. Nu, altceva, te rog, Grigoraș, dă tu un telefon de la Paris la mine acasă, în Balta Albă. Cere Balta Blanche, știi numărul meu, așa, și spune nevestii mi se termine convorbirea. Ce ești nebun, de ce nu o chem tu din București? Nu pot, dar pentru Paris se întrerupe convorbirea. Bine, am să încerc, dar să știi că dau cu taxă inversă, că eu sunt cu diurna aici. Bine, inversă, cum vrei, dar cere mai repede, te rog, Grigoraș. Bine, încerc. Orvar! Orvar, pa! Aveți legătura, dragă mea. Și te-aduce aminte, atunci la concert, Ionesca? Alo, 630349?
cheamă Parisul. Ah, Parisul! Matilda! Da? Matilda, tu ești? Da? Aici e Grigoraș, dragă! Telefonezi de la Paris! O, oh, ce drăguț ești! Cum te-ai gândit? Dragă, nu m-am gândit, s-a gândit bărbatul tu! Uite, ascultă, Matildo, închide telefonul că vrea să-ți comunice el ceva urgent din București, vrea să vorbească cu tine! Mm, și pentru asta trebuia să te deranjeze pe tine la Paris? Se la vii! Ah, apropo, dacă tot ai sunat, spune-mi și mie, ce se poartă la Paris? Dungi sau picățeni? Dragă mea, nu mă prea pricep, eu nu știu, n-am văzut... Uită-te și tu pe fereastră și povestește. Bine, bine, așteaptă la telefon, mă uit. Da. Alo, 07, 07. Auzi tu, la Paris se poartă iar în dungi. Alo, 07, ară nu mai poți să prindi 07. A să ia Matilde din Paris, alo, să ia Matilda, 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 Paris. 0 Martin! Oh.